Sâmbătă, la sala Palatului, a avut loc reunirea Consiliului Național al PSD, al doilea cel mai important for al partidului după Convenția Națională. Mai mulți lideri importanți ai Partidului Social-Democrat, Mircea Joană, Liviu Dragnea, Adrian Năstase și Victor Ponta, au subliniat importanța anului 2014 pentru România, din perspectiva celor două scrutinuri de alegeri electorale, europarlamentare și prezidențiale. Cred că avem nevoie de un președinte pacificator și de un președinte care să sprijine guvernul și parlamentul în a reconstrui România. Sunt convins că aceste două bătălii le vom câștiga împreună. Sunt convins că nu trebuie să le câștigăm împotriva cuiva, nici aliați, nici adversari. Cred că este un moment important pentru următorii 25 de ani și sunt convins că Partidul Social-Democrat, cel mai puternic partid din România, cel mai reprezentativ partid din România, va fi pregătit pentru acest an cu totul și cu totul special. Liderii PSD văd alegerile de anul viitor ca pe o demonstrație de forță a organizațiilor din întreaga țară. Prin discursul său, fostul președinte al Partidului Social-Democrat, Adrian Năstase, a pledat pentru unitatea USL, subliniind faptul că certurile politice între aliați trebuie evitate. Partidul nu ar trebui să facă greșeala de a intra într-o spirală a conflictului cu alte partide politice. Mă refer la cele din coaliție. Oamenii nu vor judeca partidul nici în urma unui concurs de replici în public, nici după un show cu numere de oratorie, ci după modul în care reușim să oferim prosperitate și să reducem sărăcia. Această guvernare a fost primită ca o mare speranță și PSD nu are voie să dezamăgească. Evenimentul de sâmbătă a reunit peste 4200 de socialdemocrați din întreaga țară, județul Giurgiu fiind și el reprezentat de o delegație, din care a făcut parte și deputatul Nicolae Florian. Cu ce impresii plecați de la Consiliul PSD? Cu optimism și cu speranța că rezoluțiile acestui congres contribuie la dezvoltarea României în perioada următoare. Delegații PSD din țară au primit asigurări din partea liderilor partidului că procesul descentralizării, ce va fi implementat din 2014, va duce la modernizarea statului.